Bună ziua, sunt Ilarion Băian și urmăriți Referile Credinței. Astăzi vorbim cu Părintele Mihail Cosandache despre Avraam. Bună ziua, Părinte, și bine ați revenit din nou la acest ciclu de emisiuni pe care l-am început. Am vorbit cu dumneavoastră despre Noe, Turnul Babel și, cumva, cronologic am ajuns și la Avraam. Vedem că în Biblie ni se spune că Dumnezeu îi spune unui oarecare Avraam că vrea să facă din el un popor mare și îi spune să iasă din poporul său. Cine a fost acel Avraam și despre ce merge vorba? Ce popor vrea să facă Dumnezeu cu el? Într-adevăr, figura lui Avraam domină, să spunem noi, o bună parte a discursului a națiunii din Vechi Testament, din Cartea Facerii. Sunt consacrate destul de multe capitole care vorbesc despre acest personaj, bine zis, de la capitolul 12 până la capitolul 25. Avraam este persoana importantă nu doar în teologia creștină, pentru teologia creștină, el este o figură revindecată și de alte religii importante astăzi. Este vorba despre credința mozaică, credința iudaică și, la fel, bineînțeles, și credința mahomedană face un personaj important din acest drept din Vechiul Testament. Și acolo, în Cartea Coranului, aceste personaje sunt dedicate tocmai 25 de capitole. Deci, Avraam se naște din tatăl său Terah, că a mai avut încă alți doi frați și într-o anumită perioadă a vieții tatălui lor se stabilesc undeva la nordul Mesopotamiei, în orașul Teran. Acolo Avraam se va afla până la sfârșitul morții tatălui său, care probabil împreună au avut această intenție. Scriptura nu ne sugerează acest lucru, dar oricum poate fi presupus și aceasta că aveau ca scop comun să ajungă pe teritoriul Canaanului. După moartea tatălui său, deci Avraam, în ordine unilaterală, este chemat să părăsească expres, fără prea multe explicații, locul aflării sale din Mesopotamia și să meargă spre pământul pe care îi va indica Dumnezeu, cu promisiunea că va ridica din el o națiune mare căruia îi se vor supune toți ceilalți oameni de pământ. Și acest lucru trebuie de văzut nu neapărat într-un din politic sau altfel, ci mai degrabă are un înțeles spiritual, că prin Avraam se vor binecuvânta toți ceilalți oameni care vor avea aceeași credință sau care vor împărtăși același lucru ca și el. Vedem că în urma chemării de Dumnezeu, Avraam părăsește pământul său împreună cu Lot și cu soția sa, care spune în Biblie că era foarte frumoasă, și ajunge în Egipt. Acolo se întâlnește cu oameni din Egipt și ajunge și până la urechea faraonului că soția lui Avraam este frumoasă. Dar Avraam cumva nu își asumă bărbăția sau consecințele, că să zică, doi, asta este soția mea și nu trebuie să profite nimeni de ea, dar zice că este sora mea. Și o dă cumva cu mâna sa liber să profite de ea faraonul. Cum credeți această minciună, sau poate este ceva mai mult decât o minciună aici? De ce s-a întâmplat? Dumnezeu nu avea să păzească acest lucru? Noi am mai spus că lucrurile pe care noi citim în Vechi Testament, în deosebire, dar sunt unele lucruri legate și de Noul Testament, ar trebui interpretate, în primul rând, în contextul în care ele au avut loc. Și nu din perspectiva morale sau a eticii noastre, inclusiv creștine, contemporane. Deci ar trebui să ne aplicăm și să încercăm să înțelegem cam de ce au fost făcute aceste lucruri și dacă ele găsesc explicația nu din punctul de vedere
a ordinii morale, etice contemporane, dar din punct de vedere a omului din acele timpuri. Și vedem că aici, în primul rând, Avram face acest lucru care este descris în capitolul 12, atunci când pleacă în Egipt din cauza unei foamete care se strânease în pământul Canaanului, pleacă și își teme, ceea ce și logic până la un moment dat, pentru că oamenii din timpurile vechi nu se remarcau pentru o moralitate atât de înaltă, se teme de propria lui viață. Și atunci, cumva, pentru a se pune la adăpost de orice pericol, recurge la acest... Nu este caz singular, apropo, mai este un caz. Mai este o povestire dublă deja într-un cadru geografic diferit cu un alt rege, Abimelec, în capitolul 20, unde mai nuanțat și cu detalii mai multe este povestit o istorie similară. Probabil că sunt două încercări provenite din două surse diferite pentru aceeași întâmplare, doar conținând nume diferite și probabil acea de două un pic mai stilizată. Acolo lui Avram, în capitolul 20, îi se oferă și posibilitatea ca să-și explice gestul mai bine. Aici vedem că, după explicația sa, faraonul îndepărtează și ca recompensă morală îi face și diferite daruri care el vine înapoi în pământul Canaanului. Doi, să nu uităm, dacă ne uităm bine în paginile Sfintei Scripturii, în capitolul 11, versetul 29, iar Avram și Nahor și-au luat femei. Numele femeii lui Avram era Sara, iar numele femeii lui Nahor era Milca, fata lui Haran, tatăl Milca și al Iscă. Deci, Nahor, fratele lui Avram, și-a luat de soție o nepoată, se primește. Iar mai târziu, în capitolul 20, Avram recunoaște că Sara este, de fapt, sora lui de pe tată, dar nu și de pe mamă. Deci, undeva, discursul lui Avram este unul îndreptățit. El era frate... Dar el a fost cu alt scop asta, nu chiar era... El a fost fără îndoială scopul, a fost cel care l-a spus, pentru că era mai bine ca căpetenia unei întregi familii, unei întregi generații să se pui la adăpost și prin asta cumva se urmărea și siguranța întregii familii pentru un rău aparent mult mai mic ca cel, adică a minciunii la care recurge Avram. În primul rând, textul din capitolul 12 vrea să celebreze și frumusețea rasei, adică semitice, din descendența avramică și, într-al doilea rând, ea, pe lângă aceasta, vrea să accentueze și dibăcia, iscusința, să spunem noi, a lui Avram și, prin urmare, a tuturor celor care vor descinde din Avram. În afară de asta, specialiștii au mai găsit că acest lucru de a numi sau de a acorda soției un statut de soră se înscria cumva și în cutumile din acele timpuri. Și anume, în anumite regiuni din Mesopotamia, bărbatul putea să-și recunoască soția drept soră. Și acest lucru îi conferea soției un statut mai ridicat și ea se bucura de mai multe privilegii. Deci, probabil că și aici nu neapărat nu este confirmat lucrul ăsta, dar a avut loc și o asemenea înțelegere tratat, să spunem, între Sara și Avram. După acest eveniment, vedem că Avram se întoarce înapoi din Egipt și cu Lot. Da. După care ei se despart. Și a fost, după această despărțire, a fost binecuvântat doar Avram. De ce? În primul rând, de ce ei se despart și de ce doar Avram este binecuvântat? Nu și fratele său. Avram, Lot era nepot de pe frate. În primul rând, Avram nu este binecuvântat doar acum la revenirea din Egipt și la despărțirea de Lot. Avram este binecuvântat de la început și este chemat pentru o asemenea misiune. Adică constituie prima treaptă în ascensiunea evolutivă, să spunem noi, a credinței lui Avram. Un necunoscut semit este chemat de Dumnezeu și prin răspunsul său în credință el dă istoriei mântuirii neamului o formă complet
nou. Lot este și el un om destul de drept, vrednic, și acest lucru se vede în diferite evenimente legate de viața sau descris în aceste capitole, însă Avram, Dumnezeu încheie cu Avram această legătură. Și Sfinții Părinți au văzut au interpretat într-o cheie negativă această separare a lui Lot, care probabil era și condiționată într-adevăr de numărul mare de vite și de avere pe care cei doi le aveau. Adică nu puteau în același spațiu să se hrănească atâtea animale fără să ajunge la anumite neînțelegeri. Aici încă o dată este pus în lumină, în valoare, înțelepciune deosebită a lui Avram, care preferă pacea în locul unui litigiu dintre rude. Și atunci, și aici este văzută o mare virtute a lui Avram, îi oferă nepotului său Lot dreptul de a hotărâ în care parte merge el. Aflându-se pe un loc ridicat și îndreptându-și privirea peste Valea Iordanului, care era deosebit de mănoasă și care era foarte verde, Lot s-a gândit mai bine o să fie acolo. Și de aceea a zis că eu merg, uite, în partea în care era Valea Iordan. Și atunci Avram se smerește și aici și acceptă partea mai proastă. Și acest lucru este evidențiat de o serie de autori, inclusiv Sfântul Ioan Gurdeaur vorbește foarte frumos această mare virtute a smereniei și Sfântul Ambrosie vorbește foarte frumos că Avram s-a smerit pe sine alegând partea mai rea ca să primească de la Dumnezeu binecuvântări mult mai mari decât cei pe care le-a ales Lot. Vedem, Lot și alege partea Iordanului, undeva mai bogată, lângă Sodoma și Gomora. După care ni se spune că Sodoma și Gomora este implicat într-un război. Da. Lot este luat ca prizonier acolo. Avram se duce, îl scapă și înapoi îl întâmpină cu pâine și vin un oarecare Melchisedec. Acest Melchisedec este persoană foarte enigmatică în Biblie, adică practic nimeni nu cunoaște cine a fost el. Cine a fost acest Melchisedec? Din punct de vedere istoric, da. Personajul Melchisedec este unul într-adevăr enigmatic. La enigmatismul lui și acest aur de mister mai contribuie și Apostolul Pavel, care într-o gândire teologică conferă și mai mult enigmatism personajului său în epistola către evrei. El dezvoltă gândul legat de Melchisedec, într-adevăr, după un război abut între diferiți șefi tribali și conducători de cetăți, Sodoma este cucerită și printre trofeele de război, bineînțeles că atunci se luau și foarte mulți cavi, este luat și nepotul său Lot. Cineva dintre slugi ajunge la Avram, care era situat mai departe, și îi aduce la cunoștință acest lucru. Abraham își ia 318 slugi de ale casei. Ni se spune în text despre niște cunoscători ai armelor. Probabil că mulți dintre ei erau și niște egipteni sau niște oameni nămiți special pentru aceste lucruri. Sfântul Ioan Gurdeaur zice că sunt luați cei de ai case pentru că aceștia vor lupta mai cu inimă, mai cu devotament și nu sunt luați oameni nămiți, însuși numărul de 318 este și el unul destul de simbolic. Dacă ne gândim, 318 părinți au fost și la primul sinod ecumenic. Și da. Se pune să-i urmărească pe cei care îl luase în robie, în sclavie, pe nepotul său Lot. Nu știm cât a durat urmărire, dar știm că în timpul unei nopți Avram planifică un atac care se soldează cu succes. Bineînțeles, motivul succesului putea fi și noaptea și atacul neașteptat, dar și faptul că probabil cei care luase atâta pradă puteau renunța ușor la o parte din pradă și la o parte din robe decât să-și piardă întreaga căptură. La întoarcere este întâmpinat de regele Sodomei într-o vale
de pe lângă Ierusalim și este întâmpinat și de acest personaj Melchisedec, care ne se spune că era și rege și și preot al Dumnezeului cel prea înalt. Da. Dumnezeul cel prea înalt în limbajul biblic El Shaddai. De fapt, specialiștii, nu neapărat care interpretează aceste versete dintr-o perspectivă teologică sau creștină, spun că în mijlocul Canaanului, un spațiu care era plin și foarte încărcat de diferite zeități, Melchisedec putea să fie slujitorul unui singur zeu sau să aibă această gândire monoteistă. Însă, cu atât mai mult că titlul acesta de Dumnezeu cel prea înalt era utilizat și în cultura altor popoare care cumva locuiau în acest areal al Țării Sfinte. Totuși, majoritatea părinților și biserica a văzut în acest Melchisedec o icoană, o prefigurare a lui Hristos, care este în același timp și rege și marele arhiereu. Cu atât mai mult că ca daruri acestui Melchisedec îi sunt aduse pâine și vin. Noi știm că vinul are acest înțeles de are semnificația, pâinea are semnificația de viață, iar vinul are semnificația și a inițierii și a veșnicirii. Iar Sfinții Părinți, bineînțeles, au văzut în aceste două simbole o prefigurare a Sfintei Euharistii. Și ne atrage atenția foarte bine un părinte al bisericii care ne spune că după cum Avraam s-a împărtășit abia după biruința contra dușmanilor, așa și creștinii trebuie să fie cu luarea minte atunci când se împărtășesc, ca să fie și ei după o biruință și după o luptă. Dacă vom avea timp, revenim la fiul care l-a avut Avraam, Ismael, cu roaba soției sale. Dar până acum vreau să trecem la legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avraam. Dar înainte de a face acest legământ, Dumnezeu îi schimbă numele lui Avraam și soției sale. De ce acest legământ avea nevoie de schimbarea numelui? Este o practică obișnuită pentru Vechiul Testament, adică atunci când unui personaj îi se atribuia un nou statut mai ridicat, unul mai devaz, atunci îi se făcea și o schimbare a numele. De fapt, este o practică care este întâlnită și în tradiția noastră creștină. La botez. Atât la botez, cât cât mai degrabă, mai curând în monahism. Când unei persoane care pășește de la o treaptă la alta, îi se schimbă în mod repetat numele pentru a arăta caracterul diferit, dar în același timp și o schimbare în persoana sa, în ființa sa. Și de cele mai multe ori, clar că pentru noi poate sunt aceste diferențe mai puțin observabile. Noi observăm că din Avraam a devenit Avraam, cu doi de A, iar Sara, iarăși este adăugat doi de A, Sahara, deci pentru o dublare a vocale. De fapt, etimologic este vorba de același nume. Avraam este interpretat ca tatăl este slăvit, este prea slăvit sau este prea mărit. Putem găsi și explicația că tatăl, Dumnezeu, este prea mărit, deși numele nu lasă posibilitatea unei astfel de interpretări, iar după schimbarea numelui, numele său deja este cumva explicat prin Avraam, adică
tatăl mulțimilor sau tatăl mai multor popoare. Ab înseamnă tată și popoare. Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram este prin tăierea împrejur. El a fost atât de important, și dacă a fost el într-adevăr atât de important, de ce s-a renunțat la el în Noul Testament? Într-adevăr, în capitolul 17, noi întâlnim și... De ce în a 8-a zi, apropo? Și acest referat despre schimbarea numelui și inclusiv apare expres și porunca ca pentru o nouă renuire al legământului să se facă asupra tuturor celor de parte prebătească tăierea în prejur sau tăierea cărnii prepuțului. În text avem așa ceva. Tăierea împrejur este o practică destul de veche. Există, de fapt, două tipuri de tăieri împrejur. Practica egipteană, mai mult întâlnită pentru preoții, care era, se caracteriza pentru tăiere parțială a prepuțului, și practica siro-palestiniană prin înlăturarea definitivă a prepuțului. Mărturii istorice găsim, de fapt, pe o stelă din Siria, care datează din mileniul 3 înainte de Hristos, unde sunt înfățișați niște ostași care participă anume la un asemenea ritual. Deci, ritualul este unul destul de vechi, care a ridicat numeroase semne de întrebare asupra necesității lui în Vechiul Testament și asupra obligativității pentru creștini, pentru cei din legea nouă. Interesant că în cartea Leviticului, pentru prima dată, apare și o astfel de poruncă pentru pomii care voi veți găsi în țara care eu voi da de moștenire, 3 ani să nu mâncați nimic din el, a patrulea an să mâncați, adică acele roade care nu trebuiau să se mănânce, erau cumva în expresia biblică ca un fel de netăiate în prejur. Iar apoi erau în a patrulea an erau aduse ca jertfe Domnului, deci marcau un fel de tăiere în prejur și mai apoi puteau fi consumate și de către ceilalți oameni. Deci acest ritual este văzut mai degrabă ca o aducere din pârga tuturor roadelor, la fel și omul din organul său procreativ trebuia să dea pârga în primei roade lui Dumnezeu. Prin aceasta arătând probabil că și izvorul vieții sau cel care dă viață este tot Dumnezeu. Deci aducea ceea ce este de fapt doar de competența Dumnezeului, că omul în sine nu are această putere de a da viață. Acest ritual din practica veche a fost larg dezbătut de creștinii primilor veacuri. Pavel vine cu o interpretare foarte frumoasă arătând că omul care îndeplinește poruncile lui Dumnezeu își arată, face mai mult decât tăierea împrejur în epistolul către romani, iar în epistolul către galateni vorbește clar că de o tăiere împrejur a inimii. Iar mai apoi, numeroși părinți, Sfântul Ioan Gur de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, au arătat că în creștinism această practică a tăierii împrejur a fost înlocuită de botez. Deci prin botez noi devenim niște iudei întrascuns și prin botez noi mai degrabă facem această tăiere împrejur a inimii. După, da, ați povestit mult și interesant despre tăiere împrejur. După acest legământ care a avut loc, Avram și cu Sara a avut un copil la bătrânețe. Da, e vorba de Isaac. De Isaac. Da. De fapt, binecuvântarea a fost asupra copilului, da, din care a ieșit cele 12 semințe. Cine a fost acest Isaac? Și de ce i s-a pus numele Isaac? Ce simbolizează? Deci, semnificația numelui se găsește în același capitol, adică în aceleași pagini ale Sfintei Scripturi. Într-adevăr, Avram a trăit foarte mult fără un urmaș. La început s-a gândit să
lasă toată averea pe o slugă de asta care se bura de foarte multă credibilitate în fața stăpânului său, Eliezer. După aceasta a recurs la o altă practică întâlnită în antichitate, așa nume când soția putea să fere soțul într-un fel pe o slujnică de-a sa care să-i ridice urmași. În cazul acesta, urmașii nu mai erau numiți ai femei, a mamei biologice, dar erau numiți ai părinților, a mamei adoptive. Și de aceea Avram a avut o relație și cu Agar, o slujnică de-a lui, o egipteancă, o slujnică de-a Sarei, de la care a avut un fiu care i-a pus numele Ismael și care este tatăl tuturor popoarelor arabe, a popoarelor semi-nomade și nomade. După care, la adânci bătrâneți, la 100 de ani, deci în urma promisiunii divine, i s-a născut Isaac din femeia sa Sara, tocmai atunci când femeia sa nu mai spera că poate avea copii biologici, pentru că se terminase și toate cele specifice, adică femeilor care demonstrează că nu mai pot avea ceva, deci din punct de vedere al explicațiilor biologice. Și de aceasta a fost o mare bucurie și neașteptare pentru toată lumea. Isaac se tulcuiește râs sau vine, este legat cu niște formă a verbului a râde. În altă parte, el este văzut și ca un fel de Dumnezeu zâmbește sau Dumnezeu râde și vrea pe lângă zâmbetul de neîncredere al Sarei, atunci când Dumnezeu zice că unde este femeia sa, pentru că la anul, tot în vremea aceasta, va avea un copil, iar ea auzind, fiind cumva întindă, auzind, are un surâs care mai degrabă poate fi calificat de neîncredere, mai, însă chiar și acesta, Sfântul Vasil cel Mare zice că este un zâmbet de entuziasm la această veste, la această minune prea mare a lui Dumnezeu. După nașterea fiului, da, vedem că Avram primește la stejarul Mamrei pe trei oameni, simbolizând Sfânta Treime. Dar să trecem puțin mai departe, că timpul este restrâns. Un om din cei trei rămâne cu el, dar ceilalți doi se duc în Sodoma și Gomora. Și cumva Dumnezeu îi spune lui Avram că vrea să distrugă aceste două cetăți. Avram îl întreabă dacă chiar vor fi 50, 40, 30, 10 drept, totul o vei distruge? Și le spune că nu. Și întrebarea este, în toate aceste două cetăți mari, chiar nu erau 10 oameni drept, că Dumnezeu a distrus întreaga cetate, era doar Lot și probabil familia sa, cei drept sau nu? Dacă citim cu atenție, într-adevăr, pasajele care se referă la pieirea Sodomei și Gomorii, vom vedea că, ca și în celelalte cazuri din Vechiul Testament, Dumnezeu hotărâște cumva pedepsirea prin înlăturare definitivă acestor oameni de acolo, păcatul atinsese asemenea culme că nu se mai putea face nimic. Și din aceleași tratative a lui Avram, în care el încearcă să cerșească milostenia divină, înțelegem același lucru, că chiar dacă ar fi fost acolo un om vrednic, un om destoinic, totuși Dumnezeu ar fi cruțat acele cetăți. Mai mult ca atât, când acești doi tineri, ne se spune în capitolul 19, rămân în cetate și poposesc anume la nepotul lui Avram Lot, toți locuitorii cetății de parte bărbătească, tineri și bătrâni, și este un detaliu foarte important care vrea să arate cât de mare. Chiar și bătrânii, da. Chiar și bătrânii, da, era stricăciunea oamenilor din acele cetăți, pentru că toți au ieșit ca să abuzeze, de fapt, de acest doi tineri. Ce consta păcatul acestor două cetăți? Păi, păcatul acestor două cetăți, până la urmă, poartă și numele de sodomie, chiar dacă textul, foarte delicat, mai ales în varianta română, ceva mai clar sunt alte traduceri românești ale Bibliei, inclusiv textul din Biblie de la 1688, dar
Scriptura, deci traducerea românească, folosește termenul de scoate aici pentru că vrem să-i cunoaștem. Ori știm că termenul biblic a cunoaște înseamnă nu doar a cunoaște pe cineva într-o relație dragoste, dar da, contează chiar și poate desemna chiar și un abuz sexual de partea cuiva. Da, în tot pământul, doar în Sodoma și Gomora se găsea acest păcat, doar în aceste două cenuturi sau mai erau și alte cenuturi? Textul biblic nu face o statistică a acestui păcat la acea perioadă și nu vrea să spui că doar în mod exclusivist era. Vrea să spui că întreg arealul de locuire a oamenilor, acest păcat ajunsese la niște cote maxime de neînchipuit în aceste două mari orașe care erau și niște centre de civilizație foarte puternici de la cele vremi, aveau și multe resurse naturale pe lângă ele care le exploatau și făcea să spărească și mai mult bogăția acelor orașe. Erau zăcăminte de var, erau chiar și zăcăminte de smoală care contribuiau cumva la bunăstarea orașelor și deci din această bunăstare păcatele ieșau și mai mult gârlă, inclusiv cu acest păcat al sodomiei pe care le practicau locuitorii acelei cetăți. Îngerii au scos pe Lot și pe soția sa, da, și pe cele două fete. Soția sa a fost cumva pedepsită că s-a uitat spre cetate într-un strâmb de sare, după care Lot se retrage într-o peșteră. Da. Cele două fete ale lui profită de tatăl lor, adică cumva fac un incest cu el. Da, au o relație incestuoasă. De ce s-a întâmplat acest incest? S-a turnat toată lumea prin arderea acestor două cetăți? Sau de ce s-a recurs la acest act? În primul rând trebuie să ne uităm bine în capitolul 19, pentru că într-adevăr ieșirea lor este făcută cu foarte multă grabă și cu foarte multă presiune din partea îngerilor care le poruncesc imediat vederea evitării unui sfârșit fatal pentru ei ca să părăsească aceste cetăți și este specificat faptul să se retragă undeva cât mai departe de aceste locuri care vor fi pedepsite de Dumnezeu. Îngerii fac această concesie pentru Lot, pentru soția sa, pentru fetele sale și pentru, spun acolo, bărbații fetelor sau soții fetelor, putem să ne închipuim deoarece ceva timp înainte Lot spune că fetele sale n-au cunoscut bărbat, că acestea erau doar doi, potențiali soți al acestor fete care urmau să căsătorească. Aceștia, ginerii, nu vor să asculte și li se pare o aberație că aceste două cetăți atât de înfloritoare și care aparent nu erau amenințate de nimic vor fi distruse. Aceștia refuză să părăsească. În sfârșit cunoaștem episodul cu soția lui Lot care se întoarce și se transformă în stan de piatră. Și celelalte două fete rămân să locuiască o perioadă necunoscută nouă deocamdată, o perioadă cu tatăl lor. Impresia era probabil aceea că se terminase și aici putem să înțelegem din discursul făcut de sora mai mare că uite... Nu vor găsi urmași. Nu vor găsi pe nimeni. Deci cataclismul care s-a bătut asupra Sodomei și Gomorii a fost unul de proporții mult mai mari și că s-ar putea fi salvat doar ei. Și ca să continue această linie, ca să continue neamul omenesc, ei au recurs la acest șerlete care nu este nici ridicat în slăb pe pagina Scripturii, dar care, până la urmă, au avut alte scopuri decât cel al plăcerilor carnale sau ceva de acest fel. Timpul ne bate la ușă, dar mai este o istorioară foarte importantă legată de Avram și de copilul său. În general, ați ales un subiect foarte vast. Da, deci, oricum trebuie să abordăm acest subiect unde Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă în jertfă pe copilul său. Cum poate Dumnezeu să ceară o așa fel de jertfă și încă, adică, cumva se primește om ucidere? Acceptă cumva Dumnezeu însuși o omucidere? Și ce fel de încercare asta a fost? Deci a fost atât de dură? Dacă Avram aștepta atât de mult copilul, el a, într-un sfârșit, a avut un copil și vrea să-l iei.
Pe tocmai acest fapt este subliniat în intervenția Dumnezeirii atunci când vede și cer lui Avram să facă acest lucru, pentru că într-o vedenie, probabil, care a avut loc în timpul nopții, așa după cum aveau mai multe vedenii, pentru că ni se spune că Avram s-a sculat dis de dimineață. Dis de dimineață. Deci n-a stat să se gândească bine, să calculeze, să evalueze lucrul dacă face sau nu face să meargă. Deci, în același având de credință, și ia fiul și ia două slujitori și merge spre pământurile pe care le-a indicat Dumnezeu. Ținutul More, țara More, care a fost identificat mai târziu în tradiția iudaică cu muntele pe care a fost construit templu lui Solomon, iar această localizare a fost acceptată și în creștinism, deci și exact noi nu putem ști cam unde geografic era localizat acest ținut Moria sau țara Moria despre care vorbește Sfânta Scriptură. Și de aceea, chiar din versetul 2, Dumnezeu îi cere lui Avram să-l ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, și este făcut și această specificare, pe care îl iubești, și du-te în pământul acolo și adu-mi-l ca șert. Iar Avram, fără să gândească mai mult, încearcă să pui această hotărâre divină în aplicare. Vedem în dialogul răbdarea lui Avram. În general, el nu dă întrebări, deci nu este o credință interrogativă, o credință doar din verbală, din cuvinte, este o credință eficientă, o credință care vine și este demonstrată mai mult din fapt. El îi cere să plece într-o țară, să rupă de un trecut și să rupă de o influență nefastă, și Avram face lucrul ăsta fără să dea prea multe întrebări. Îi cere să se ducă într-un pământ și Avram se duce fără să dea prea multe. Îi promite un urmaș și Avram vede că nu are urmaș nici până la 100, dar nu îndrăznește să-l întrebe: Doamne, dar unde e urmașul pe care îl aștept de atâta timp? Și totuși, Dumnezeu i-a arătat într-un mod miraculos că acest urmaș n-a fost doar o figură de stil, sau a fost. Până la urmă, în concepția omului Vechiul Testament, Dumnezeu nu poate fi obligat și nu-i se poate cere răspuns pentru ceva care a făcut sau ceva care nu a făcut. Și Avram merge pe această linie a credinței, și tocmai aici este punctul culminant din această istorie a lui Avram, dragostea sau credința mare de a jertfi și pe unicul său fiu pentru credința și dragostea în Dumnezeu. Iar când a vrut să facă acest lucru, când a pus lemnele de jertfă pe umerii lui Isaac, apropo, Sfinții Părinți au văzut în această imagine a lui Isaac care își cară lemnele pentru jertfă, da, pe Hristos care își duce propria curce, ajunge sus, să spunem, pe muntele Moria, și acolo ridică cuțitul ca să junghie fiul și să-l aducă ca ardere de tort, că doar acesta, holocaustul însemna că jertfa era în întregime arsă propriu. Dumnezeu îl oprește și zice că am văzut credința ta. Deci asta marchează ca un fel ștampila, să spunem noi, sau împlinirea, arătarea întregii aceste credințe a lui Avram, prin care apostolul Pavel deja dezvoltă și zice că toți credincioșii, toți creștinii sunt deja fii al lui Avram prin credința lui Avram. Deja noi cred că am depășit cadrul cu mult timpul nostru, dar la sfârșit vreau să vă întreb, ca așa, ca o generalizare, de ce este atât de important Avram, că el se regăsește în cele între cele mari religii ale lumii, în iudaism, în creștinism și în islam. Da, Avram, bineînțeles că este o figură foarte importantă pentru cultura religioasă a tuturor religiilor pe care le-ați numit, dintr-un punct de vedere practic, pentru că fiecare din aceste religii își revendică într-un fel anume. Iudaismul își revendică pentru că îl consideră Avram este și începutul unei noi istorii. El, de fapt, marchează începutul pentru istoria poporului care va veni din el, a poporului israelit. Și a credinței iudaice, până la urmă. Și a dezvoltării credinței iudaice, a poporului israelit. Și aici sunt multe semnificații
semnificații teologice, simbolistice, despre care noi n-am avut timp să vorbim, inclusiv ieșirea sa din Egipt, care prefigurează o ieșire din Egipt a poporului izraelit și pentru noi creștini o ieșire din robia patimilor și învierea sa. Și poporul, deja religia mahometană își revedică ca pe omul care a păstrat și a depus această mărturie a Dumnezeului, Dumnezeului unic, a monoteismului, și deci este important pentru că în Coran lucrurile sunt puțin inversate. Nu Isaac mai este fiul lui Mid, dar Ismael este cel care se fac promisiunile de o generație foarte abundentă, popoare foarte, că el e tatăl a multor popoare și toate promisiunile sunt făcute lui Ismael, iar creștinismul și revendică în egală măsură pentru ceea ce am spus, că Avram este tatăl tuturor celor într-o credință în Iisus Hristos Domnul nostru. Da, vă mulțumesc. Poate că pe viitor mai facem una tot despre Avram, careva detalii pe care nu le-am avut, dar cred că acum este destul pentru ce am făcut. Vă mulțumesc pentru aceste explicări și vă mulțumesc pentru acest ciclu mic de emisiuni. Da, cu cea mai mare plăcere. Pe curând.